Deși produsele cosmetice ar trebui să fie destinate înfrumusețării și îmbunătățirii calității pielii, zilele trecute comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Neamț au depistat mai multe nereguli în mai multe unități comerciale unde se vindeau acest tip de produse. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care a desfășurat în perioada, în săptămâna, de fapt, 21-30-06-2016, o acțiune de verificare respectărilor prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice. Au fost verificați în această acțiune 13 operatori economici, dintre care un distribuitor și 12 vânzători. Abateri de la prevederile legale au fost constatate la 11 operatori, motiv pentru care au fost aplicate 7 avertizmente și 5 amenzi contravenționale în valoare de 14.000 de lei. Au fost supuse controlului produse în valoare de 25.525, din care, cu abaterea de la prevederile legale, au fost identificate produse cosmetice în valoare de 6.153 de lei. Pentru acestea s-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare. Unele dintre nereguli au constat în etichetarea incorrectă sau inexistentă a produselor cosmetice. Se referă la informarea consumatorilor, etichetarea produselor cosmetice, de exemplu, un număr de 11 din cei 13 operatori economici controlați, s-a constatat că sunt produse cu înscrisuri de pe etichetă ilizibile, caractere foarte mici, cu etichete fără date de identificare a persoanei responsabile și starea de origine, fără lista ingredientelor sau lista acoperită prin reetichetarea cu informațiile traduse în limba română, fără data de minimă durabilitate, fără traducere în limba română a informațiilor de pe ambalaj. În respectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor, o ofertă specială trebuie să indice în mod clar și neechivoc data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, data de începerea perioadei în care se aplică prețul special sau alte condiții specifice. S-au identificat la comercializare produse cosmetice, vopsea de păr, conusuri promoționale, bogat colorat, mari premii și bani gheață în lanțe ferbinți, dar cu perioada promoțiilor expirată din 01-10-2015, respectiv 01-10-2014. Atunci când achiziționează produse cosmetice, cetățenii trebuie să acorde maximă atenție la numele produsului, la țara în care este fabricat, la codul prin care este specificată perioada de conservare de la deschiderea produsului, respectiv de 6, 12 sau 24 de luni, înscrisă pe o cutiuță cu un capac deschis, la denumirea comercială a persoanei importatoare, la lista ingredientelor precedată de cuvântul ingrediente. Dacă produsul oferă detalii inscripționate în altă limbă, ele trebuie să fie traduse în limba română și expuse pe o folie lipită pe ambalajul produsului respectiv.